Bună dimineața! Astăzi vom citi pasajul de la capitolul 8 până la 11 din a doua carte a lui Samuel. Vom afla despre consolidarea și extinderea regatului lui David, despre luptele acestuia cu dușmanii săi, despre Mefiboset și despre adulterul lui David cu Batșeba. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. 2 Samuel 8. Consolidarea și extinderea regatului lui David. După aceea, David i-a învins pe filisteni, i-a supus și a luat din mâna filistenilor cetatea Meteg Ama. Apoi i-a învins și pe moabiți. Pe aceștia i-a culcat la pământ și i-a măsurat cu o funie. Cei cuprinși în două lungimi de funie erau omorâți, iar cei cuprinși în a treia lungime erau lăsați în viață. Moabiții au devenit slujitorii lui David, plătindu-i tribut. David l-a învins și pe Hadad Ezer, fiul lui Rehob, regele Țobei, când acesta s-a dus să-și restabilească autoritatea la râul Eufrat. David i-a capturat 1700 de călăreți și 20.000 de pedestrași. David a tăiat tendoanele tuturor cailor de la care, păstrând din ei doar pentru 100 de care. Arameii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, regele Țobei, însă David a omorât 22.000 de oameni. David a pus garnizoane în regatul arameu al Damascului, iar arameii au devenit slujitorii lui David, plătindu-i tribut. Domnul îi dădea victorie lui David oriunde mergea. David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. Iar din Betah și din Berotai, cetățile lui Hadadezer, regele David a luat foarte mult bronz. Când Toi, regele Hamatului, a aflat că David a învins toată armata lui Hadadezer, l-a trimis pe fiul său Ioram la regele David ca să-l întrebe de sănătate și să-l laude pentru că s-a luptat cu Hadadezer, cu care era și el în război, și pentru că l-a învins. Ioram a adus cu el lucruri de argint, din aur și din bronz. Regele David le-a închinat și pe acestea Domnului, așa cum făcuse cu argintul și cu aurul luat de la toate celelalte națiuni pe care le-a supus, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec, precum și din prada luată de la Hadad Ezer, fiul lui Rehob, regele Țobei. Astfel, David și-a făcut un nume. La întoarcere, a ucis 18.000 de edomiți în Valea Sării. El a plasat garnizoane în Edom. A plasat garnizoane în tot Edomul și toți edomiții au devenit slujitorii lui David. Domnul îi dădea victorie lui David oriunde mergea. Demnitarii lui David. David domnea peste tot Israelul, judecând și făcând dreptate întregului său popor. Ioab, fiul Țeruiei, era conducătorul armatei. Iehoșafat, fiul lui Ahilud, era cronicar. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți. Seraia era scrib. Benaia, fiul lui Jehoiada, era conducătorul cheretiților și al peletiților, iar fiii lui David erau preoți. Cheretiții și peletiții alcătuiau garda personală a regelui. 2 Samuel 9. David și Mefiboset. David a întrebat: se mai află în viață cineva din familia lui Saul, căruia să-i pot arăta bunătate datorită lui Ionatan? Familia lui Saul avusese un slujitor pe nume Țiba, pe care l-au chemat la David. Regele l-a întrebat: tu ești Țiba? El a zis: da, eu sunt slujitorul tău. Regele l-a întrebat: a mai rămas cineva din familia lui Saul căruia să-i pot arăta bunătatea lui Dumnezeu? Țiba i-a zis regelui: mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare.
regele l-a întrebat: unde este acesta? Țiba i-a zis regelui: iată că el este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Regele David a trimis după el și l-a adus din Lodebar, din casa lui Machir, fiul lui Amiel. Mefiboset, fiul lui Ionatan și nepotul lui Saul, a ajuns înaintea lui David, a căzut cu fața la pământ și s-a plecat astfel înaintea lui. David i-a zis: Mefiboset! El a răspuns: iată slujitorul tău! David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți arăt bunătate datorită tatălui tău Ionatan. Am să-ți înapoiez toate terenurile care au fost ale bunicului tău Saul și vei mânca întotdeauna la masa mea. Mefiboset s-a plecat înaintea lui și a zis: ce este slujitorul tău ca să te uiți la un câine mort așa cum sunt eu? Regele l-a chemat apoi pe Țiba, slujitorul lui Saul, și i-a zis: i-am dăruit nepotului stăpânului tău tot ceea ce aparținuse lui Saul și întregii sale familii. Tu, fiii tăi și slujitorii tăi îi veți lucra pământul și îi veți culege recolta, pentru ca nepotul stăpânului tău să aibă ce să mănânce. Mefiboset, nepotul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Țiba avea 15 fii și 20 de slujitori. Atunci Țiba i-a zis regelui: slujitorul tău va face tot ceea ce a poruncit regele, stăpânul meu slujitorului său. Astfel, Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul dintre fiii acestuia. Mefiboset avea un fiu tânăr pe nume Mica. Toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau slujitorii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, fiindcă mânca întotdeauna la masa regelui. El era olog de ambele picioare. 2 Samuel 10. Amoniții și arameii sunt învinși. După aceea, regele fiilor lui Amon a murit, iar în locul lui a domnit fiul său Hanun. David a zis: voi da dovadă de credincioșie față de Hanun, fiul lui Nahaș, tot așa cum și tatăl său a dat dovadă de credincioșie față de mine. David și-a trimis slujitorii ca să-l consoleze pe Hanun pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon, căpeteniile fiilor lui Amon i-au zis stăpânului lor Hanun: chiar crezi că David dorește să-l onoreze pe tatăl tău trimițându-ți mângâietori? Oare nu i-a trimis David la tine pe slujitorii lui ca să observe cetatea, să o cerceteze și să o distrugă? Atunci Hanun i-a luat pe slujitorii lui David, le-a ras bărbile pe jumătate, le-a tăiat hainele pe jumătate până la brâu și le-a dat drumul. Când i s-a spus lui David ce s-a întâmplat, regele a trimis oameni să se întâlnească cu bărbații care fuseseră atât de mult umiliți și să le spună astfel: rămâneți în Ierihon până vă va crește din nou barba și apoi să vă întoarceți. Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră nesuferiți lui David. Atunci ei au plătit 20.000 de pedestrași aramei din Bet Rehob și din Aram Tsoba pe regele din Maaca împreună cu 1.000 de luptători și încă 12.000 de luptători dintre bărbații din Tob ca să vină să lupte pentru ei. Când a auzit David aceasta, l-a trimis împotriva lor pe Ioab, împreună cu toată armata de vitej. Fiii lui Amon au ieșit, ocupându-și pozițiile de luptă la intrarea porții, în timp ce arameii din Tsoba și Rehob, bărbații din Tob și cei din Maaca, s-au așezat separat în câmp. Ioab a văzut că avea de luptat și în față și în spate. Prin urmare, a ales o parte dintre vitejii lui Israel și i-a mobilizat împotriva arameilor, iar restul poporului l-a pus sub comanda fratelui său Abishai, mobilizându-l împotriva fiilor lui Amon. Ioab i-a zis lui Abishai: dacă arameii vor fi mai puternici decât mine, să-mi vii în ajutor,
iar dacă fiii lui Amon vor fi mai puternici decât tine, voi veni eu în ajutorul tău. Fii tare și curajos pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru, iar Domnul să facă ce consideră că este bine. Când Ioab și poporul care era cu el i-au atacat pe aramei, aceștia au fugit dinaintea lui. Fiii lui Amon, văzând că aramei au luat-o la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abishai și s-au retras în cetate. Atunci Ioab a oprit lupta și s-a dus la Ierusalim. Când au văzut că au fost învinși de Israel, arameii și-au adunat toate forțele. Hadadezer a trimis după arameii de dincolo de râu, adică de dincolo de Eufrat, și aceștia au venit la Helam, avându-l în fruntea lor pe Șobac, conducătorul armatei lui Hadadezer. Când a aflat aceasta, David a adunat tot Israelul, a trecut Iordanul și s-a dus în Helam. Arameii s-au așezat în poziție de luptă ca să-l înfrunte pe David și s-au luptat împotriva lui. Însă Aram a fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis arameilor 700 de oameni care conduceau carele și 40.000 de călăreți. L-a rănit și pe Șobac, conducătorul armatei lor, care a și murit acolo. Văzând că au fost învinși de Israel, toți regii vasalii lui Hadadezer au făcut pace cu Israel și i-au slujit. Și Aram s-a temut să-i mai ajute pe fiii lui Amon. 2 Samuel 11. David comite adulter cu Batșeba. La începutul anului, pe vremea când ieșeau regii la luptă, David l-a trimis la război pe Ioab împreună cu slujitorii săi și cu tot Israelul. Ei i-au distrus pe fiii lui Amon și au asediat Raba. David însă rămăsese la Ierusalim. Într-o seară, regele s-a ridicat din patul său și se plimba pe acoperișul palatului. De pe acoperiș a văzut o femeie foarte plăcută la înfățișare, care se îmbăia. David a trimis pe cineva să afle cine este femeia și i s-a spus că este Batșeba, fata lui Eliam și soția hititului Urie. David a trimis niște mesageri ca să o aducă la el. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. Ea tocmai se curățise de necurăția ei. Apoi ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis să-l înștiințeze pe David zicând: sunt însărcinată. Atunci David i-a transmis lui Ioab: trimite-mi-l pe hititul Urie. Și Ioab l-a trimis pe Urie la David. Când a sosit Urie la David, acesta l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre desfășurarea războiului. Apoi David i-a zis lui Urie: du-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din palatul regelui, iar după el a fost trimis un dar din partea regelui. Urie însă n-a coborât acasă, ci s-a culcat la intrarea în palat alături de toți slujitorii stăpânului său. L-au înștiințat pe David zicând: Urie n-a coborât acasă. Atunci David i-a zis lui Urie: oare nu vii din călătorie? De ce n-ai coborât acasă? Urie i-a răspuns lui David: chivotul, cei din Israel și cei din Iuda stau în corturi, iar stăpânul meu Ioab și slujitorii stăpânului meu și-au așezat tabăra în câmp. Cum aș putea deci să merg acasă să mănânc, să beau și să mă culc cu soția mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face un asemenea lucru. David i-a zis: rămâi și astăzi aici, iar mâine te voi trimite înapoi. Urie a rămas în Ierusalim în acea zi și în ziua următoare. David l-a invitat să mănânce și să bea împreună cu el și l-a îmbătat. Seara însă, Urie a ieșit să se culce în patul său alături de slujitorii stăpânului său și n-a coborât acasă. David vinovat de moartea lui Urie. În dimineața următoare, David i-a scris o scrisoare lui Ioab și i-a transmis-o prin Urie. În ea era scris:
Trimiteți-l pe Urie în linia întâi, unde lupta este mai crâncenă, și apoi retrageți-vă de lângă el ca să fie lovit și să moară. Așadar, în timp ce asedia cetatea, Ioab l-a așezat pe Urie într-un loc unde știa că sunt bărbați viteji. Bărbații cetății au ieșit și s-au luptat cu Ioab. Au căzut câțiva din popor, dintre slujitorii lui David, și a murit și hititul Urie. Apoi Ioab a trimis un om la David ca să-l înștiințeze despre toate lucrurile privitoare la luptă. Și i-a poruncit mesagerului zicând: când vei termina de istorisit regelui lucrurile privitoare la luptă, dacă regele se va mânia și te va întreba: de ce v-ați luptat atât de aproape de cetate? Nu v-ați dat seama că vor arunca săgeți de pe zid? Cine l-a ucis pe Amalec, fiul lui Erub-Beșet, adică Gedeon? Nu o femeie care a aruncat asupra lui de pe zid piatra de sus a unei mori, astfel că el a murit la Tebeț? De ce v-ați apropiat așadar de zid? Atunci să-i spui: slujitorul tău, hititul Urie, a murit și el. Mesagerul a plecat și, ajungând la David, i-a istorisit tot ceea ce îl trimisese Ioab să-i spună. Mesagerul i-a zis lui David: oamenii aceia au fost mai puternici decât noi. Au ieșit împotriva noastră în câmpie și noi i-am respins până la intrarea porții cetății. Dar arcașii au tras de pe zid asupra slujitorilor tăi și unii dintre slujitorii regelui au murit. A murit și slujitorul tău, hititul Urie. Atunci David i-a zis mesagerului: așa să-i spui lui Ioab: să nu te întristeze lucrul acesta, căci sabia devorează când pe unul, când pe altul. Intensifică lupta împotriva cetății și distruge-o. Încurajează-l în felul acesta. Soția lui Urie a auzit că soțul ei, Urie, a murit și l-a jelit pe stăpânul ei. După ce a trecut perioada de jale, David a trimis după ea și a adus-o în palatul lui. Ea i-a devenit soție și i-a născut un fiu. Fapta comisă de David a fost rea în ochii Domnului. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem o viață curată, un drum lin și deschis înaintea pașilor noștri și să urmăm întotdeauna Cuvântul Sfânt. Să ai o zi binecuvântată! Pe mâine!